Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Vă propun o temă frumoasă în această seară. Vă propun să discutăm despre Sfânta Scriptură și contradicțiile ei. Poate nu sună bine pentru unii dintre dumneavoastră, dar așteptați până la final și veți vedea și deznodământul problemei puse în discuție sau a tensiunilor pe care încercăm să vi le introducem încă de la începutul acestei dezbateri. Sunt contradicții în Sfânta Scriptură? Aceasta este întrebarea serii și chiar titlul este sub formă de întrebare, în sensul că unii consideră că sunt contradicții în Sfânta Scriptură și sunt și alți teologi care consideră că nu sunt contradicții în Sfânta Scriptură. Personal, am această convingere că Sfânta Scriptură are două origini, una divină din perspectiva conținutului și una umană din perspectiva formei ei. Adică mesajul este al lui Dumnezeu, este al Duhului Sfânt și Duhul Sfânt a lucrat asupra minții oamenilor, dar oamenii au întrebuințat un limbaj omenesc cu neajunsurile acestui limbaj, cu nedesăvârșirile lui. Prin urmare, este posibil ca la un moment dat să găsim și anumite contradicții în Sfânta Scriptură. Ele nu sunt de fond, ci sunt de formă. Petru vorbește cât se poate de limpede, cât se poate de clar despre originea divină a Scripturii, atunci când în a doua epistolă adresează câteva întrebări. Și anume, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, pentru că nicio prorocie, nicio descoperire n-a fost adusă prin voia omului, ci, atenție, oamenii au vorbit de la Dumnezeu, călăuziți în mod direct de Duhul lui Dumnezeu. Prin urmare, autorul Scripturii este Duhul Sfânt și mesajul vine din partea lui. Însuși Mântuitorul ne-a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Dar limbajul pe care apostolii, cei ce au scris Noul Testament, Vechiul Testament, limbajul pe care l-au folosit, este un limbaj omenesc imperfect cu anumite, dacă vreți, disensiuni. Și în seara aceasta vrem să punem în discuție doar câteva exemple de anumite contradicții în Sfânta Scriptură. Vă dau doar un exemplu. În Noul Testament ni se spune, mai exact în 1 Samuel, ni se spune că împăratul Saul a domnit 2 ani peste poporul Israel. În Fapte, capitolul 13, ni se spune cât se poate de clar că Saul a domnit aproape 40 de ani peste poporul Israel. Deci găsim în Vechiul Testament o dată și o informație cu privire la domnia lui și la timpul de domnie. Găsim alte date și alte informații în Noul Testament cu privire la domnia lui. 2 ani nu înseamnă 40. Deci dacă s-ar fi spus 2 ani și jumătate, 3 ar fi fost o problemă. Ar fi fost o problemă mai mică. Dar dacă odată ți se spune că a domnit 2 ani și altă dată 40 de ani, aici pare să fie o problemă. Ei bine, despre aceste contradicții vrem să vorbim în seara aceasta. Întrebarea serii este și pentru dumneavoastră, dacă da sau dacă nu, aduceți argumente pro și contra. Sunt sau nu sunt contradicții în Sfânta Scriptură? Aceasta este întrebarea serii pe care vă adresăm și dumneavoastră. Bună seara și bun venit, îi spun domnului conferențiar universitar dr. Ciprian Terinte, dumnealui predă la Facultatea de Teologie Pentecostală din București. Bună seara, mulțumesc pentru prezența. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Bună seara și bun venit, îi spun domnului lector universitar dr. Alexandru Mihăiră, dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumesc pentru prezență, domnule profesor. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara și bun venit, îi spun domnului conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rectorul Institutului Teologic Timoteus din București și reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie în cadrul acestei dezbateri. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara și eu mulțumesc pentru invitație. Și nu în ultimul rând îi spunem bună seara și bun venit domnului lector universitar dr. Daniel Olariu, dumnealui este profesor la Universitatea Adventus din Cernica Ilfov. Bună seara, bun venit! Reprezentați Biserica Adventistă de ziua 7 în cadrul acestei dezbateri. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu aici. Mă bucur că în seara aceasta putem să punem în discuție și o temă,
oarecum sensibilă. Este posibil ca unii să se deranjeze de tema pe care noi vom pune sau mai curând de concluziile pe care le vom avea în cadrul acestei dezbateri. Dar eu zic că oamenii lui Dumnezeu trebuie să-și asume orice subiect din Sfânta Scriptură și cu Spiritul Duhului Sfânt să îl putem discuta. O să încep cu dumneavoastră, domnule profesor Ciprian Tărinte. De fapt, este un tur de platou, o întrebare unde nu stă mai mult de 2 minute la răspunsul ei. Care au fost provocările pentru dumneavoastră? Este o întrebare pentru fiecare coleg de platou. Care au fost provocările cele mai mari atunci când ați început să studiați Sfânta Scriptură? Evident că nu erați profesor de teologie, v-ați născut în Botoșani, ați studiat la unul din cele mai prestigioase licee din Botoșan, Laurian, apoi ați mers la Facultatea de Teologie, dar bănuiesc că părinții v-au pus în mână Sfânta Scriptură și când ați început să o citiți, ați citit-o, să zicem, ca un novice la început, acum sunteți profesor, o explicați altora. Care au fost, să zicem, pasajele Scripturii cele mai dificile pentru dumneavoastră, care v-au dat cele mai multe bătăi de cap? Când ați spus că părinții mi-au pus Scriptura în mână, pentru că, de fapt, lucrurile stau exact invers. Eu le-am pus-o lor în mână, adică mama mea s-a întors la Dumnezeu prin influența mea. Asta înseamnă că am pus mâna pe Sfintele Scripturii la o vârstă foarte fragedă, deci nu puteam observa genul de aparente inadvertențe pe care le vom discuta în seara aceasta, dar provocarea a constat mai degrabă pe care am constatat-o mai degrabă cu trecerea anilor, în interpretarea Sfintelor Scripturi, a textelor sacre, în contextul lor cultural. Adică mă loveam de tot felul de obstacole culturale care făceau textul obscur. Cum ar fi carnea rămasă de la jertfe în 1 Corinteni 8 și 10. Ce însemna carne rămasă de la jertfe? De ce atâta tamtam în acea biserică pentru carnea rămasă de la jertfe? Ce jertfe erau acelea? De ce unii mâncau carnea, alții nu? Ce însemna să se poticnească unii dintre ei? De ce unii aveau libertatea să o mănânce, unii nu? Ce fel de jertfe erau acelea? Chestiunile acestea de context cultural îmi dădeau multe bătăi de cap. De asemenea, găseam acea relație tensionată dintre Domnul Hristos și anumite facțiuni iudaice în Sfintele Evangheliei. Fariseii, saducheii, mereu mă întrebam cine erau aceia, ce credeau, de ce erau mereu puși pe harță în relația cu Mântuitorul. Deci, în general, chestiunile de context cultural îmi dăteau bătăi de cap, făceau unele texte foarte obscure. Mi-aduc aminte chiar la vârsta la care am hotărât să merg să studiez Scriptura la nivel academic, la Institutul Teologic Penticostal, cred că aceasta a fost motivația principală. Mă duc să studiez Scriptura, dar îmi propun să înțeleg mai întâi de toate, să înțeleg foarte bine contextele istorice, sociale, economice, culturale în care au fost produse textele Sfintelor Scripturi. Și mai târziu am ajuns să fac carieră făcând lucrul acesta. Da. În prezent predau chiar cursul de introducere în Noul Testament, care tocmai de asta se ocupă de istoria epocii, istoria textului, istoria canonului Noului Testament. Acestea au fost primele provocări în interpretarea Scripturii. Evident că sunt altele mult mai mari odată cu trecerea timpului, dar ne întoarcem la dumneavoastră. Ok, mergem mai departe spre domnul profesor Alexandru Mihailă. Aceeași întrebare, domnule profesor, nu știu de la ce vârstă ați început să studiați Sfânta Scriptură, dar câtă vreme sunteți un biblist, bănuiesc că ați avut multe bătăi de cap pe unele pasaje. Eu am pornit de la istoria religiilor. Mi-a plăcut foarte mult să văd așa evoluția conceptelor religioase. Pentru mine modelul a fost Mircea Eliade și m-am oprit la Vechiul Testament pentru că mi-am dat seama că e foarte greu să stăpânesc suficient fiecare religie în parte. Și când mă refer la asta, sigur mă refer și la limbile respective și la materialele respective, să le poți cerceta mai bine. Și am avut o doamnă, o evreică, prietenă de familie, care mi-a făcut rost de un dicționar și de un manual și așa am zis că dacă studiez Vechiul Testament, înțeleg mai bine rădăcinile creștine.
Sigur că și eu, citind Biblia, am văzut că există discrepanțe, există diverse abordări. Eu am venit într-un fel cu o deschidere mai mare către tipul ăsta de diversitate. Și chiar dacă la un moment dat diversitatea, să o numesc așa, îți poate afecta credința, poți să spui, bun, atunci totul e relativ, totul pare sub semnul întrebării. Totuși, cred eu că înțelegerea speciilor literare, înțelegerea ideii de discurs, ce ne așteptăm când auzim un discurs sau când citim un text, ce așteptări avem Correct. Față de text, cred că asta ne ajută să vedem mai bine și ce înseamnă aceste contradicții, ghilimele, din Scriptură. Mulțumesc mult, domnule profesor Ieremia Rusu, e timpul de noastră, vă rog. În primii ani de credință, pentru mine cea mai mare problemă când citeam Biblia erau textele pe care le înțelegeam, pentru că falimentam în a le împlini. Și a durat o perioadă până când am văzut cum lucrează puterea lui Dumnezeu și cum lucrează Duhul lui Dumnezeu ca să împlinesc cuvântul Domnului prin puterea lui, prin puterea Duhului Sfânt, nu prin eforturile mele. La nivelul studierii Bibliei, eu am avut o temere în primii 3 ani de credință că dacă găsesc o singură eroare în Biblie, atunci toată credința mea se va nărui. Și aceasta și pentru că trecusem prin vreo 2 ani de ateism, era propaganda ateistă foarte agresivă în perioada aceea și ataca Biblia, e plină de mituri, de erori, nu este adevărată, o cred numai cei care nu sunt instruiți și așa mai departe. Și acceptând că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să fie fără nicio eroare. Și am avut temerea aceasta și atunci am avut curajul ca să citesc și literatura ateistă. Am cumpărat cărți, de exemplu, cum era Călăuza ateistului, o carte de pe la Moscova, care era tare apreciată și de comuniștii români. Și când am citit acolo atacurile pe care le aveau ei și arătau cât de incorrectă este Biblia, când citeam acolo, studiind puțin contextul și așa, eu care eram un începător în ale credinței, nu aveam nici literatură de specialitate care să mă sprijine în perioada aceea, în perioada comunistă, găseam explicațiile foarte simple. Și atunci, năruindu-se aceste atacuri unul după altul și erau cărțile acele ateiste, erau scrise de savanți renumiți. Și văzând că se dărâmă, am început să capăt încredere în Biblie. Mai târziu am înțeles că nu credința în Biblie îmi dă mie mântuirea, nu Biblia mă mântuiește, ci Domnul Iisus Hristos, El este Mântuitorul. Că aflăm din Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus Hristos, despre Dumnezeu, despre cine suntem noi, despre starea de păcat, de mijlocul de mântuire, este adevărat. Dar mântuirea o dă Domnul Iisus Hristos. Și din cauza aceasta m-am relaxat. Nu a mai fost frica aceasta că dacă găsesc o eroare ajung ca să-mi pierd credința. Nu. Domnul m-a purtat pe drumul acesta al credinței și tot meritul este al Lui. Mulțumesc mult! O să revin pentru fiecare dintre dumneavoastră cu întrebarea și totuși care a fost pasajul care v-a creat cele mai multe probleme. Domnul Dan, domnul profesor Daniel Olariu, vă rog, după care facem din nou un tur de platou. Da, pe mine m-a chinuit cel mai mult întrebarea cum să cunosc voia lui Dumnezeu în viața mea atunci când citesc Sfânta Scriptură. Și lucrul acesta a însemnat mult, pentru că credeam că Sfânta Scriptură ne comunică voința lui Dumnezeu și era problema aceasta de la cititor înspre textul sacru, cum pot face legătura și cum pot să fac ca Biblia să-mi vorbească, și m-a chinuit această preocupare.
mi-am dat seama atunci în frământările pe care le-am avut că există și o rezolvare și mai important decât să știu care este voia lui Dumnezeu în viața mea, era o chestiune de atitudine mult mai importantă și am găsit un verset, un pasaj care pe mine m-a ajutat mult să înțeleg ce este mai important decât întrebarea care mă chinuia. Citez din Ioan capitolul 7 cu versetul 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Și observați etapele. Dacă vrea cineva să facă, această atitudine precede descoperirea voinței lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu face risipă de cunoaștere, ci o dă acelora care vor să implementeze cunoașterea aceasta în viața lor. Pe mine m-a ajutat mult, pentru că ori de câte ori citeam Scriptura, veneam cu această întrebare pragmatică sau mă autoevaluam. Întreb sau caut să descoper un anumit subiect sau învățătura despre un anumit lucru cu scopul de a o face sau e pur și simplu un demers intelectual fără aplicabilitate practică? M-a ajutat mult pentru că atunci când m-am apropiat de Sfânta Scriptură astfel, eram mai responsabil față de ea. Bineînțeles, și al doilea lucru pe care vreau să-l punctez, am întâlnit și pasaje controversate, dificile de înțeles și mi-au dat bătăi de cap și probabil multora li se întâmplă același lucru. Am descoperit, în schimb, un metaforă, care de aici am extras un principiu și sunt alte versete care ne duc într-acolo, și anume, ni se spune în Psalmul 36, un psalm al lui David, prin lumina ta vedem lumina. Și aș spune aici, prin lumina clară unui pasaj putem vedea sau ajunge la lumina mai puțin clară a unui alt pasaj. M-a ajutat iarăși lucrul acesta în felul în care am abordat anumite pasaje care mi se păreau dificile sau problematice, pentru că priveam în alte părți în Sfânta Scriptură și corelând acele porțiuni sau acele pasaje și văzând care sunt pasajele clare despre subiectul respectiv, mă informau, mă ajutau ca să străbat și prin acele pasaje mai puțin clare sau problematice sau provocatoare. Mulțumesc mult! Acum, din nou, e un fel de mărturisire aici, în platoul Speranței TV. Este posibil ca unii de acasă, privind la noi, domnule profesor Ciprian Tărinte, să spună, ok, e acolo, oricum sunt profesor de teologie, toate lucrurile le sunt accesibile, nu întâmpină probleme. Dar noi suntem oameni simpli și ne este foarte greu să înțelegem Scriptura. Îmi aduc aminte că în perioada liceului, un domn profesor, bun prieten de-al meu din timpul acela, a fost vulnerabil, profesor de logică, văzându-mă că citesc Scriptura, m-a întrebat dacă eu înțeleg ceva. I-am răspuns că da, că este foarte simplu să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Și în al lui mi-a răspuns, am citit și eu odată, dar n-am înțeles aproape nimic din ea. Și atunci gândul meu, mintea mea s-a dus la ceea ce spune Apostolul Pavel bisericii din Corint, 1 Corinteni capitolul 2, dacă nu mă înșel. Nouă însă ni l-a descoperit Duhul lui Dumnezeu și vorbim despre ele cu referire directă la Sfintele Scripturi și la lucrurile duhovnicești, nu cu o vorbire învățată de la înțelepciunea omenească, ci cu o vorbire învățată de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Și apoi sunt câteva cuvinte tari. Omul firesc nu primește, nu înțelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu pentru că pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, el nu poate să fie judecat de nimeni, dar îi sunt accesibile lucrurile lui Dumnezeu. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, dincolo de faptul că sunteți profesor, că înțelegeți Scriptura, are profesorul Ciprian Tărinte totuși pasaje dificile sau a avut pasaje dificile care i-au dat bătăi de cap, măcar unul, sub formă de exemplu în seara aceasta, pentru cei ce ne urmăresc? Vă referiți la pasaje pe care le găsesc și acum dificile? Care le-ați avut clare? În trecut, le-ați sau, avut da, în trecut, da. Dar unul trecut, peste sau? Care n-ați putut să treceți, să zicem, ani buni. Da. Nu râdeți, domnule profesor Alexandru Mihailă, că aceeași întrebare vă adresez și dumneavoastră. Da, au fost pasaje care mi-au dat bătăi de cap.
Dacă e să mă gândesc la unul acum, care între timp a mai căpătat, eu știu, ceva limpezime, dar mi-aduc aminte că am citit epistola către Galateni și în epistola către Galateni Apostolul Pavel vorbește, printre altele, despre faptul că noi suntem moștenitorii lui Avram, că nu este nevoie de circumcizie, vorbea în contextul acela, pentru a fi moștenitorii lui Avram, ci suntem moștenitorii lui Avram intrând în Hristos. Mm. Și am zis, cum intrăm în Hristos? Sigur, eram obișnuit să vorbesc, în primul rând, despre credință, ca răspuns la o asemenea întrebare. În Hristos intrăm prin credință. Dar, după aceea, citind mai atent epistola către Galateni, acolo aveam și o metaforă eclesiologică în epistola către Galateni pe care încercam să o dezbat. Acolo fii ai lui Avram moștenitori și așa mai departe. Și am dat de acel verset în care Apostolul Pavel spune în Galateni 3:26-27, în acest context al discuției despre cum intrăm în Hristos, vorbește despre credință, în primul rând, prin credință, este vorba de 3:26, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Iisus, ceea ce mi era clar până atunci, mai ales în calitate de credincios evanghelic, dar după aceea spune, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Acesta a fost unul dintre versetele care mi-a dat bătăi de cap, pentru că până atunci moștenirea mea, dioptriile evanghelice cu care eu citeam textul, îmi spuneau automat că se intră în Hristos prin credință. Ai credință, invoci harul lui Dumnezeu, intri în Hristos. Or, dintr-o dată descoper, parcă nu-l mai citisem niciodată, deși îl citisem de mai multe ori, descoper, încercând să aprofundez învățătura Sfintelor Scripturi, dezbăteam, cred că pentru un referat de doctorat, metafora fiilor lui Dumnezeu, aflu că trebuie să te botezi, de fapt, botezul este experiența prin care te îmbraci cu Hristos. Da? Și după aceea, mă duc pe acest fier al botezului să văd și citesc în 1 Petru, cred că capitolul 3, Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi și anume botezul. Da? Și fac această conexiune, da? Botezul vă mântuiește. Cum adică? Până atunci avusesem o altă concepție cu privire la botez. Botezul era o simplă declarație publică a credinței mele care mi-a introdus în Hristos. De? În felul acesta am început să explorez, să zicem așa, o dimensiune a teologiei botezului care nu mi era foarte familiară doar în virtutea moștenirii mele evanghelice. Am început să privesc mai atent acest text. Dar a fost unul dintre textele care, într-adevăr, mi-a stârnit semne de întrebare. Nu vreau să vă întreb despre Daniel și Apocalipsa, pentru că s-ar putea să fie anumite pasaje care și acum vă dau bătăi de cap. Eu cel puțin am și din Daniel și din Apocalipsa. Cu siguranță, acolo nici n-am încercat, sincer, nici n-am încercat să dezleg prea multe dintre misterele acelea. Pe de o parte, cu Daniel, cu cartea lui Daniel, n-am avut mult de lucru, fiind specialitatea mea, fiind studiul Noului Testament. Și pentru că în urma studiilor doctorale, prin studiile doctorale și după aceea m-am axat mai mult pe gândirea Apostolului Pavel, pe studierea gândirii Apostolului Pavel, atunci cu Apocalipsa, de Apocalipsa recunosc că m-am ferit cât am putut. Așa, da. Dar în elucidarea acestor chestiuni de care vă spun, m-a ajutat foarte mult literatura patristică. Atunci am început să citesc și comentarii patristice și tratate de dogmatică patristică, în mod special Sfântul Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare, Grigorie de Nisa, și cred că secolul IV în general, da, secolul IV m-a preocupat în mod deosebit, dar în mod special Vasile cel Mare, Grigorie de Nisa și omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, și am căpătat multă lumină. Sfântul Ioan Gură de Aur chiar are niște omilii baptismale care mi-au adus multă lumină asupra
Și atunci am început să îmi dau seama că este nevoie, ca să ne lucidăm anumite texte, e nevoie și de istoria interpretării, de istoria receptării textului, pentru că am înțeles atunci că n-am pus noi coada la cireaș, acum nu suntem noi primii cititori, primii interpreți ai Scripturii, au fost înaintea noastră oameni și mai spirituali, mai duhovnicești și mai deștepți ca noi care au citit-o și trebuie să vedem și să aruncăm un ochi, da, și în grădina lor. Mulțumesc mult pentru deschiderea dumneavoastră. Ne-am așteptat ca de la un biblist să nu primim un răspuns de genul acesta, că mai sunt și pasaje care îmi creează probleme. Și totuși, domnule profesor Alexandru Mihailă, ați avut în trecut? Nu numai că am avut, am în continuare. Sunt plin de asemenea pasaje și recunosc că n-am senzația că ele sunt rezolvate. Și vă dau exemple. Creația. Creația în anumite zile, ce înseamnă zilele creației, potopul și în ce măsură potopul este sau nu are corespondent, dacă vreți, în istoria geologică a Pământului. Ieșirea din Egipt și trecerea pe Marea Roșie, în măsura în care nu avem mumia niciunui faraon dispărută, ci toți faraonii cam din perioada respectivă sunt bine mersi în mumiile lor, să zicem așa. Uitați, cazuri mult mai dure pe care vi le pot da. Cine l-a omorât pe Goliat? Ăsta este un subiect despre care am și scris la un moment dat. Apare în 1 Samuel 17, episodul cu David, dar dacă te uiți în 2 Samuel 21, vezi că mai apare un pretendent la uciderea lui Goliat, un consătean, dacă vreți, de-a lui David, Elhanan. O altă diferență, dacă vreți, sau discrepanță, prețul ariei templului. Dacă ne uităm în 1 Samuel 24, sunt 50 de sicli care devin 600 de sicli de aur în pasajul paralel din Cronici. În Noul Testament, urmăriți-l pe Bart Ehrman, celebru critic, da, profesor care a ajuns agnostic, și o să vedeți că are o mare bucurie să arate discrepanțele dintre Evanghelii, în special în zona care pentru noi este vulnerabilă, din preajma pătimirii Domnului și arătărilor de la Evanghelie. Și dați-mi voie să menționez și eu una care mi se pare poate cea mai izbitoare, când anume a murit Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că dacă ne uităm la sinoptici, masa finală este o cină pascală. Spune explicit asta, că au jertfit Paștele, că este Paște. Pe când la Ioan, Paștele este cu o zi după. Deci e o diferență în ceea ce privește cronologia. Și dacă vreți continui, dar eu okay. Sunt într-o aporie continuă, nu pot să zic că am soluții. Chestiunile astea le iau ca o mărturie că omul atunci când descrie ceva nu poate să nu aibă viziuni diferite într-o formă sau alta. Ca și un acum, istoric zicem, care este subiectiv atunci când, exact, da, să zicem, vorbește despre un anumit eveniment. Da, și trebuie să ținem cont de multe lucruri. Eu, de exemplu, aș accepta să spun, da, în Biblie sunt contradicții. Dar atenție, contează foarte mult ce înțelegem prin contradicții, pentru că unii pot să înțeleagă prin contradicții falsuri. Sau ca și cum, nu știu, autorii vor să te păcălească, vor să-ți bage în minte ceva greșit. Sau poți să spui contradicție în sensul că există viziuni diferite, există discrepanțe sau există abordări din unghiuri diferite. Și atunci sigur că asta n-ai cum să nu le recunoști pentru că ele sunt acolo. Dar care-i miza lor? Ce ne arată ele? Ne arată că Biblia e falsă? Ne arată că până asta cuvântul lui Dumnezeu e falsificat? Sau ne arată că există unghiuri în funcție de privitori, în funcție de autori, în funcție de modul în care ei își imaginează, dacă vreți, evenimentul? Na. Sunt foarte bune întrebările dumneavoastră și m-aș bucura tare mult ca pe final să avem și răspunsuri la ele, astfel încât cei ce ne urmăresc acasă să nu tragă concluzii pripite că Sfânta Scriptură este plină de contradicții, da, și că nu are cum să fie cuvântul lui Dumnezeu câtă vreme ea este, se contrazice pe ea însăși. Dar vom vedea din ce perspectivă
putem vorbi despre contradicții în Sfânta Scriptură, dacă sunt de fond sau dacă vorbim despre forme, așa cum am discutat și la începutul acestei dezbateri. Vă rog, domnule profesor, de asemenea, profesor de sistematică, bănuiesc că și dumneavoastră aveți două, trei, să zicem, nu citari, pasaje complicate, dificile din Scriptură. Studiind fiecare doctrină în parte și predând și scriind, în mod evident am întâlnit multe pasaje dificile, dar la majoritatea am găsit explicații. Atunci când ne apropiem de Sfânta Scriptură, trebuie să ne apropiem cu această așteptare că Biblia nu are contradicții. Trebuie să existe o explicație. Și dacă am face lucrul acesta, am descoperit niște bogății formidabile. Dau un exemplu. În știință, faptul că oamenii au vrut ca să înțeleagă de ce o pasăre mai grea decât aerul sau un bondar poate să zboare, lucrul acesta a dus la progres. Au înțeles alte fenomene, tot așa. În domeniul acesta spiritual, care este o realitate extrem de complexă, incomparabilă cu realitatea aceasta materială, a existenței materiale. În domeniul acesta spiritual trebuie să existe o explicație. Și din punctul meu de vedere, Biblia este inerantă, fără nicio eroare. Este cuvântul lui Dumnezeu, e mai mult decât infailibil, adică demn de încredere în pasajele care învață doctrină, ci este fără nicio eroare. Este adevărat, în manuscrisele originale și corect interpretată, ea este fără eroare. Și aceasta și în domeniul acesta al teologiei, al doctrinei și în domeniul istoriei, științelor, geografiei, în orice domeniu. Biblia este fără nicio eroare. Este adevărat că prin copieri și așa s-au strecurat anumite erori și din cauza aceasta la manuscrise avem anumite variante și atunci trebuie să găsim care ar fi textul original. Lucrul acesta ar fi de verificat și este o muncă în domeniul acesta. Sunt oameni care se ocupă. Ceea ce m-a ajutat pe mine, citind Biblia și pornind de la faptul că nu aveam o pregătire teologică, citeam ca orice creștin Sfânta Scriptură în tinerețea mea, ceea ce m-au ajutat au fost două principii ale creștinilor după Evanghelie pe care le-am auzit mereu repetate în cadrul bisericii locale în Ploiești. Unul dintre ele, nu clădi pe tăcerile Bibliei. Sunt sisteme teologice care au încercat să clădească și acolo și acolo ca să devină sistemul logic și complet și au clădit greșit. Și sunt pasaje care contrazic anumite doctrine dintr-o dogmatică sau alta. Dar nu clădi pe tăcerile Bibliei. Lasă-le acolo unde sunt. Iar al doilea principiu este lasă învățătura Bibliei acolo unde a vrut Dumnezeu să o pune. Nu o muta de acolo sau o extrapola de acolo în altă parte. Lasă acolo și aceasta e legată de contextul cărții, pasajului cărții al Bibliei și contextul istorico-cultural al pasajului. Lasă să ia de multe ori un concept și conceptul acela se poartă peste tot și acolo unde Dumnezeu nu a prevăzut lucrul ăsta. Și atunci atitudinea aceasta de a nu încerca să înțeleg eu totul și să explic eu totul, la ce? La o realitate care mă depășește pe mine într-un mod în care sunt convins niciodată nu o să ajungem să înțelegem anumite aspecte legate de dumnezeire. Eu sunt la urma urmii o creatură a mâinilor lui Dumnezeu. Cum pot eu să-L înțeleg pe Creatorul decât în măsura în care El se revelează? El este singurul care este omniscient și atotputernic și infinit. Eu nu. Eu nu voi fi niciodată așa.
Și aceasta a făcut ca să las lucrurile acolo unde sunt. Cum pot să înțeleg, de exemplu, doctrina Trinității? Este o singură ființă, Dumnezeu, dar în ființa lui Dumnezeu sunt trei persoane, coegale, coeterne, care împărtășesc natura divină. Așa, ca definiție, câteva noțiuni, înțelegem că este un Dumnezeu ca ființă, trei ca persoane, înțelegem câteva, ce să înțeleg, profunzimea, n-am cum. Ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos are dublă natură, că este și Dumnezeu și om. Ce pot să înțeleg de aici? Foarte puțin, foarte puțin pot să înțeleg lucrul acesta. Dar dacă rămân la cât explică Biblia, nu voi greși și nu voi cădea într-o erezie sau alta. Și nu înseamnă că înțeleg totul, ba chiar mai mult, știu că nu o să înțeleg totul. N-am cum să înțeleg totul, nici în veșnicie. Iar textele dificile caut să le înțeleg în măsura în care se poate, cu umilință, atât cât se poate, fără să ies din cadrul Bibliei, fără să clădesc alte sisteme decât strict ce este scris în Biblie. Rețin din intervenția dumneavoastră, sunt foarte multe informații pe care le-ați adus și foarte multe afirmații pe care le-ați făcut, dar una trebuie subliniată cu o tușă groasă din punctul meu de vedere: Biblia este infailibilă. Mă gândeam mai că... mult decât infailibil, inerant. Inerant. Mă gândeam că vă referiți în primul rând la conținutul ei, la mesajul trimis de Duhul lui Dumnezeu, dar am înțeles că și în forma ei, doar că scribii ulterior, să zicem că au greșit. Ok, mergem mai departe. Deja se conturează câteva concluzii preliminare. Vă rog, domnule profesor Daniel. Da, mulțumesc mult. Aș vrea să introduc o distinție între o contradicție sau o inadvertență sau o neconcordanță între anumite pasaje și adevăruri care conțin anumite tensiuni. Și aș pune, de exemplu, doctrina Trinității ca fiind un adevăr care conține o tensiune. Pe de o parte, ai pasaje din Sfintele Scripturi care susțin singularitatea și, de cealaltă parte, pasaje care susțin pluralitatea, trei persoane. Sunt într-o tensiune, într-adevăr, dar este un adevăr care este frumos tocmai pentru că este într-o tensiune. S-a amintit și de natura Domnului Iisus. Iarăși, dacă am anula natura umană sau am anula natura divină, din nou misterul și minunea care este în Iisus Hristos pentru întreaga lume creștină pierde din frumusețe și din farmec învățătura despre natura Domnului Iisus Hristos. Aș spune că atunci când vorbim despre Sfânta Scriptură, practic regăsim același adevăr binar compus din două elemente. Pe de o parte este cuvântul lui Dumnezeu. Găsim acolo glasul lui Dumnezeu, dar în același timp găsim și stilul uman, și amprenta factorului uman. Și a căuta ca să spunem că doar Dumnezeu este reflectat în Sfintele Scripturi, diminuăm partea cealaltă, și anume că acolo găsim indicii că oamenii au scris, gândirea lor se reflectă de asemenea în textele sacre. Cu introducerea asta, aș vrea să vă spun că atunci când mă gândesc, de exemplu, la cartea Daniel, care s-a menționat, una dintre cărțile care sunt într-adevăr mai buclucașe, considerate o carte apocaliptică, prezice evenimente viitoare, puțin însă știu, de exemplu, că la nivel de text, atunci când comparăm manuscrisele în original, mă refer aici la textul ebraic-aramaic și la cele două versiuni grecești importante pe care le are cartea Daniel, greaca veche și Teodotion, manuscrise foarte importante. Atunci când le comparăm, găsim, de exemplu, pasaje care se găsesc în anumite manuscrise și nu se găsește Septuaginta, dar nu se găsește, de exemplu, în textul masoretic sau textul ebraic-aramaic și nu un verset, mai multe versete.
într-un alt capitol sunt pasaje care se găsesc în textul masoretic, dar nu se găsesc în celelalte manuscrise. Și discuțiile cu privire la care este textul original sunt complexe, sunt și interesante în același timp, doar că aș vrea să enfatizez un lucru. Prea ușor, de exemplu, se face apel la erorile care au apărut în tradiția aceasta a copierii manuscriselor, cum că ar rezolva, dacă am ști ce erori s-au produs, am rezolva textul original și acel text original ar fi inerant. După Qumran a fost o revoluție la nivel de înțelegere a textelor și a fenomenelor scribale. De ce? Pentru că s-au descoperit că sunt anumite texte care merg într-o direcție, cum este Pentateucul Samaritean, pe o anumită filieră a tradiției textuale. Sunt texte care merg împreună și formează o echipă, un grup textual cu cele din Septuaginta și alte texte grecești. Și sunt texte care merg cu textul masoretic, o parte din sururile de la Qumran, targumuri ebraice. Dar între aceștia sunt anumite variațiuni. Și activitatea scribală era mult mai complexă. Și vă zic un lucru care s-a stabilit odată cu studiul manuscriselor de la Qumran, și anume că cu cât un text era mai sacru, de exemplu, era mai citat, era mai copiat și uneori ai indicii, comparând aceste manuscrise, că era updatat. Adică scribii credeau că fac o lucrare specială, poate chiar motivați fiind de divinitatea pe care o respectau, că îi aduc o slujbă duhovnicească, am spune noi, căutând ca manuscrisele respective să le aduci la zi, din punct de vedere poate chiar istoric, cu anumite informații care nu erau atunci când au fost scrise. Toate acestea, mie personal, mă ajută să înțeleg că istoria transmiterii textelor biblice e mult mai complexă decât noi facem apel în anumite situații. Păstrează, pe mine mă ține într-o anumită doză de umilință și totodată de fascinație, cum că în ciuda atâtor fenomene pe care le putem descoperi astăzi prin studiul comparativ al textelor, Dumnezeu de-a lungul timpului a transmis un text pe care noi să-l citim și să schimbe vieți până astăzi. Și mie mi-a schimbat viața. În ciuda tuturor acestor fenomene scribale despre care am vorbit. Iar în cartea Daniel, de exemplu, vă dau ce mă uimește pe mine la nivel istoriografic. Așa a dus-o Daniel până în anul 1 al împăratului Cir. Am citat din Daniel capitolul 1 cu 21. Te lasă să înțelegi că Daniel și-a trăit ultimul an în primul an al lui Cir. Până acolo s-a dus. Doar că în capitolul 10 este o narațiune sau un discurs narativ datat în anul al 3-lea lui Cir. Dacă versetul 21 din capitolul 1 îți spune cam până unde merge activitatea profetului, de ce oare apare anul al 3-lea lui Cir în ultimul discurs din carte? Este o întrebare care mă frământă și caut să scriu, să ofer un răspuns, dar orice răspuns am dai rămâne la, ca un răspuns tentativ. Și aici, oricare ar fi specialistul, atunci când scrie despre asemenea chestiuni, are sau se impune o anumită etică și a spune că totul sau sugestia care se oferă este tentativă. Probabil că niciodată nu ajunge la răspunsuri super bune sau satisfăcătoare pentru toată lumea. Un alt lucru atât de intrigant pentru mine este în Daniel identitatea unui împărat, Darius Medul. Aici este chestiunea de a împăca istoria biblică sau istoriografia biblică cu istoriografia seculară sau cu cronicile popoarelor din jur. Și știm că un Darius Medul nu este documentat istoriografic. Și dacă mă întrebați bine, soluția pe care am propus-o într-o anumită comunicare științifică a fost că acest Darius Medul nu este altcineva decât Cirus Persanul. Dar nu pot să pretind vreodată că ultimul sau soluția pe care o propun va satisface pretențiile fiecărui exeget sau interpret care există. E bine, aceste, să zicem, contradicții sau inadvertențe, greșeli comise din neatenție, pot scrinti credința cuiva.
cum îi ajutăm în seara aceasta pe cei ce ne urmăresc să înțeleagă că până la urmă Scriptura a fost, este și rămâne cuvântul lui Dumnezeu? Cu mici, să zicem, inadvertențe, greșeli comise din atenție de către scribi, etc. Dar ea a fost, este și rămâne. Și atunci, cum îi putem ajuta pe cei de acasă, în pofida tuturor exemplelor pe care le vom da în cadrul acestei ediții, să înțeleagă că, până la urmă, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, cum spunea Petru, și are capacitatea să transforme vieți de oameni. Aceasta este provocarea noastră în această seară. Ok. Vă invit atunci să intrăm adânc în subiect, să plecăm de la câteva exemple. Avem exemplul demonizaților din Gadara. În Matei capitolul 8, versetele 28 la 34, dau exact această referință, să ne urmărească cei ce sunt acasă. Ni se vorbește despre doi demonizați. Hristos a trecut de partea cealaltă, în Decapolis, da, 10 cetăți, păgâne, dincolo de Marea Galilei, și a fost întâmpinat de către doi demonizați. Așa ne raportează evanghelistul Matei. Aceeași dramă a oamenilor demonizați ne-o prezintă Marcu, un alt evanghelist, în capitolul 5, versetele 1 la 19, dar ne vorbește despre un singur demonizat și nu despre doi. De asemenea, Luca, capitolul 8, 26 la 39, nu vorbește despre doi demonizați, ci despre unul singur. Și atunci avem sinopticii, Matei, Marcu, Luca, care vorbesc despre această dramă a unor oameni ale căror veți au fost posedate. Hristos face minuni în viața lor. Dar unul vorbește despre doi demonizați, în timp ce ceilalți doi, evangheliști și Marco, respectiv Luca, vorbesc despre un singur demonizat. Și atunci este clar că undeva s-a greșit. Eu, care nu deschid niciodată Scriptura și când mă uit aici, domnule, e o contradicție clară. Cum ați dezamorsat dumneavoastră, să zicem, această tensiune? Vă rog. Cred că ar trebui să le oferim telespectatorilor noștri în seara aceasta, dincolo de niște explicații punctuale, pentru niște texte pe care le vor întâlni sau nu, texte care în aparență se contrazic, cred că ar trebui să le oferim o grilă hermeneutică, spune așa, niște principii interpretative cu ajutorul cărora să depășească, să spunem, aceste impedimente. Pentru că oricât am încercat noi punctual să discutăm în seara aceasta, întotdeauna vor apărea texte, pentru că textele aparent contradictorii sunt mult mai multe decât cele pe care reușim noi să le discutăm într-o emisiune. Și folosesc intenționat acest cuvânt aparent contradictorii, pentru că unele nu sunt contradictorii, ni se pare nouă că sunt, da? Contradicția este doar o aparență. Dar, revenind la acea grilă hermeneutică, unul dintre aceste principii de care trebuie să ținem cont atunci când citim narațiunile Scripturii este următorul. Scriitorii sacri nu au intenționat să facă istorie în sensul modern al cuvântului. Când noi citim anumite relatări, fie din Vechiul, fie din Noul Testament, ne imaginăm că aceștia au fost niște cronicari care, asemenea jurnaliștilor de investigație, să spunem, din zilele noastre sau a istoricilor, încearcă să ajungă cu cât mai multă acuratețe la detaliile faptelor așa cum s-au petrecut ele. Când, de fapt, realitatea este cu totul alta. Aceștia nu sunt niște istorici moderni. Ceea ce au dorit scriitorii biblici să transmită a fost teologie, cunoaștere, dacă vreți, de conținut de cunoaștere privitoare la Dumnezeu, la Domnul Hristos, la mântuire, la biserică și așa mai departe, în funcție de tema predominantă a textului. Deci, în momentul în care citim despre Domnul Hristos și despre exorcizarea acestor demoni, despre tămăduirea acestor demonizați, cititorul Sfintelor Scripturi trebuie să știe că scriitorul sacru a vrut să transmită faptul că Domnul Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu și exponent prim al împărăției lui Dumnezeu, ca întrupare, dacă vreți, a împărăției lui Dumnezeu în veacul prezent, manifesta și dovedea puterea împărăției lui Dumnezeu, scoțând, expulzând, să zicem așa, forțele întunericului din ființa umană. Adică, el are putere asupra forțelor întunericului. Domină forțele întunericului.
Duhurile necurate, diavolul, îngerii lui, puterea întunericului nu are nicio forță, nicio influență asupra lui. El domină, el este stăpân, el este domn. Împărăția lui Dumnezeu este prezentă în el. Acum, pentru a transmite acest adevăr teologic, scriitorii biblici nu țin seamă întotdeauna de anumite detalii istorice. Da? Să ne gândim, fac o paranteză aici, să ne gândim la scopul pe care și-l propune Luca în Faptele Apostolilor. El vrea să arate că Evanghelia a ajuns, așa cum a promis Domnul Hristos, din Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și apoi până la marginile pământului. Adică dacă ajungea la Roma, se considera că a ajuns la marginile pământului pentru că aceea era capitala lumii civilizate din acea vreme. El acoperă un arc de timp de aproximativ 30 de ani. În cele 28 de capitole pe care le avem noi. E de la sine înțeles că scriitorul sacru nu are cum să acopere în mod detaliat istoria bisericii primare, da, într-un arc de timp de 30 de ani, da, într-un spațiu atât de redus. E clar că scopul său a fost teologic. A vrut să sublinieze anumite adevăruri teologice despre, repet, Dumnezeu, împărăția lui, Duhul Sfânt, Domnul Hristos, despre misiunea bisericii, să arate că Evanghelia a ajuns până la marginile pământului și așa mai departe. În cazul, revenind la textul din Evanghelie, am făcut această comparație ca să ne fie ceva mai clar ce voiam să spun cu privire la acest principiu hermeneutic. Scriitorii biblici vor să arate că, așa cum spuneam, Domnul Hristos domină forțele întunericului, alungă forțele întunericului. Acum, unii cercetători spun că acolo au fost doi demonizați, dar doar unul a vorbit cu Domnul Hristos, ceea ce este o ipoteză plauzibilă. Da, este foarte probabil. Alții mai critici față de scriitorul sacru spun, nu a fost unul singur, dar Matei vrând să arate că mărturia acelui fapt se sprijină pe mărturia a doi martori, a mai pus un demonizat, ceea ce după părerea mea nu este adevărat. Ce cred că face în schimb scriitorul sacru? E foarte posibil să fi fost acolo doi demonizați și unul a vorbit cu Domnul. Scriitorul sacru vrea să arate că demonizații pe care Domnul Hristos i-a vindecat au fost mult mai mulți, nu doar unul. De aceea pune acolo doi demonizați. Nu știm cu siguranță dacă a fost unul, dacă a fost doi, dacă a fost doi și doar unul a vorbit cu Domnul. Cert este că Matei, fără să falsifice nimic, că Domnul Hristos a eliberat oameni de demoni, a scos demoni, da? Este adevărat lucrul acesta. Întrebarea pe care eu trebuie să mi-o pun ca cititor al Sfintelor Scripturii este: adevărul teologic pe care vrea să mi-l transmită scriitorul sacru, este el o realitate? Da? Să spunem principiul teologic, afirmația teologică, aserțiunea fundamentală a acestui text, este ea adevărată? Care este aserțiunea fundamentală a acestui text, linia lui teologică de forță? Este aceea că, este adevărul conform căruia Domnul Hristos domină forțele întunericului. Le-a biruit. Este acesta un adevăr? Este. Matei vrea să arate dacă Domnul Hristos și-a manifestat această putere nu doar cu un demonizat, cu mult mai mulți, ceea ce știm că iarăși este adevărat. De aceea introduce în textul său, este posibil să fie introdus în textul său doi demonizați, pentru a arăta cititorului că nu doar un demonizat a vindecat Domnul Hristos. Dar asta nu face textul mai puțin adevărat. Este mai puțin... Să zicem că Matei a adăugat acolo un demonizat ca să ne arate că Domnul a vindecat mai mulți demonizați. Face lucrul acesta, această inserție, să spunem, face mai puțin adevărat faptul că Domnul Iisus Hristos a scos demoni? Nu. Domnul Iisus Hristos a scos demoni. Are putere absolută asupra lumii spirituale. Așadar, textul nu devine mai puțin adevărat pentru că aserțiunea lui teologică rămâne un mare adevăr consemnat și de alți scriitori sacri și bine știut din Revelația Sfintelor Scripturii. Dar în contextul acesta, criticii Scripturii au de ce să se lege, au motive. Dintre cei trei evangheliști, cel puțin unul minte, ca să nu zicem doi.
Care dintre ei minte? Pentru că... Păi, ori sunt doi, ori un singur, cu referire direct la demonizație. Hai să zicem că a fost unul singur, pentru că doi evangheliști vorbesc despre unul singur. Da? Acolo a fost unul singur. Dar, repet, care este... Cititorul trebuie să se uite nu la detaliul, la detaliul istoric, pentru că scriitorii biblici, haideți să o luăm așa, dacă scriitorii biblici ar pretinde că ne dau detalii istorice și nu le dau, atunci, da, am spune, sunt falși. Pentru că pretind să ne dea faptele așa cum au fost și nu o fac. Dar scriitorii biblici mărturisesc lucrul acesta, unii dintre ei, scriitorii biblici vor să ne arate adevăruri fundamentale despre Dumnezeu. Scriptura ne este dată nu pentru a ne informa cu privire la anumite evenimente strict istoric, pentru un exercițiu cognitiv, ci Scriptura ne este dată ca să ne reveleze pe Dumnezeu. Ce ne revelează textul matean cu privire la Domnul Hristos? Că Domnul Hristos a tămăduit mai mulți demonizați. Este lucrul acesta adevărat? Este. Asta înseamnă că ori au fost doi demonizați acolo, ori unul, nici unul dintre scriitorii biblici nu minte. Domnul Iisus Hristos, e posibil să fi vorbit acolo cu un demonizat, dar de fapt și Matei are dreptate că a vindecat mai mulți demonizați. Da? Scopul teologic rămâne același, scriitorii biblici nu mint. Mulțumesc. Care este opinia dumneavoastră, domnule profesor Alexandru? Legat tot de pasajul acesta? Exact. Păi, eu aș zice că nu e un pasaj foarte dificil, pentru că poți să mergi pe ideea aceasta, au fost mai mulți și unii dintre evangheliști, Marcu, s-au concentrat pe unul dintre ei. Erau doi și s-au concentrat pe unul. De ce? Că el a vorbit sau că el... Eu m-aș lega poate chiar de texte în care A e pus în paralel cu non-A. Aici e o mare problemă, pentru că exemplul cu demonizații ar fi poate o contradicție până omisiune sau până... Nu e o contradicție extrem de izbitoare în ochi. Sunt unele în care A coexistă cu non-A și aici, într-adevăr, eu vă spun perspectiva mea. Eu zic că trebuie din start să ne apropiem de Scriptură cu o hermeneutică încrederii. Dacă mergem din start să căutăm contradicții, le vom găsi. Și să știți că, de exemplu, în studiul Bibliei din zona clasică, în special din literatura germană, ceea ce se numește literar critic, critica literară, este specializată în disecarea versetelor pe baza unor mai mult sau mai puțin pretinse contradicții. Deci, diferențe, abordări, la un moment dat chiar, cum să zic eu, A și non-A, adică, cum să zic, chestiuni opuse, găsești. Dar contează și care este motivul pentru care ele se află. Și eu sunt total de acord cu ce a spus domnul Terinte, că ar trebui să discutăm poate întâi de toate de o hermeneutică pe care cititorul să o aibă. Adică, cum anume să se raporteze. Eu cred că o cheie ar fi în acceptarea că multe texte pot să aibă și simbol. Simbolul ce înseamnă? Uitați, noi de multe ori considerăm că un text este adevărat, considerând că el ne transmite informațiile ca un reporter, ca un jurnalist. Precizia. Da, precizia. Precizie, da. Suntem într-un fel formatați în mentalul modern, în care o afirmație trebuie să fie la modul obiectiv adevărată, să corespundă cu realitatea. Pe când anticii foloseau și simbolul, foloseau povestea, adevărul ca poveste. Și vă dau un exemplu. Parabolele Mântuitorului nu sunt neapărat istorii adevărate, în sensul că Mântuitorul descrie un eveniment care a avut loc cu adevărat, ci sunt niște istorii tipizate, niște exemple posibile pe care el le folosește ca să-ți transmită adevărul de credință. Și atunci eu sunt mult mai deschis poate la posibilitatea existenței unor simboluri atunci când noi vedem, uite domne, aici spune A, dincolo zice non-A. Poate că unul dintre ele, sau atenție, poate chiar amândouă, sunt de fapt istorii în care nu realitatea obiectivă este scoasă în față, ci, cum să zic eu, adevărul teologic sau adevărul principiu. Adevărul atemporal. Da. Există un adevăr atemporal care se degajă de acolo.
Pe acela trebuie să-l distingem. Nu luați în calcul și această posibilitate ca peste 400-500 de ani masoreții, atunci când au tradus, să fie adăugat un demon, un demonizat, iertați-mă, sau să fi scos un demonizat din ecuație. Dar nu masoreții, scribii, să zicem. Da, nu avem treabă cu masoreții. Și nici scribii, la ceea ce au făcut scribii, ne putem raporta prin intermediul criticii textuale. Ne uităm foarte bine, foarte ușor acum, când avem un aparat critic foarte dezvoltat, dacă există mai multe variante textuale acolo, și, din câte se pare, nu există mai multe variante textuale. Putem constata că nu este, textul nu este corupt. Deci putem ști dacă este sau nu corupt. Și nu este. Și cred că aici intervine, sau faptul că în aparatul critic nu avem o variantă de armonizare, ne spune ceva, că primii interpreți sau copiștii, de mâna a doua, a treia și așa mai departe, ei n-au avut o problemă ca să lase un pasaj cu doi demonizați și un pasaj cu, sau două pasaje cu un demonizat. Dacă ar fi avut vreun interes, le nivelau pe toate. Dacă avea un interes, sau asta ce ne mai spune? Ne spune tocmai modul în care ei se raportau la textele acestea. Și noi cred că, și aici aș vrea să punctez un lucru, noi cred că până relativ în ultimii 200 de ani sau mai mult chiar, s-a mers foarte mult a se enfatiza că în cuvântul lui Dumnezeu nu găsim discrepanțe. Și în literatura istorico-critică sau în alta critică, cum, de care se făcea amintire mai înainte, ei au fost atenți la această afirmație pe care credincioșii au făcut-o vis-a-vis de Biblie și ei pur și simplu au ochit astfel de afirmații care sunt în contrast și au zis, cum explicați asta, dacă postulați din start că cuvântul lui Dumnezeu este inerant, de exemplu, la nivel de date istorice, de felul în care raportezi evenimente, că uite, ai 1 și 2, cum faci, cum raportezi. Faptul că copiștii la început nu aveau această rigoare sau această cerință vis-a-vis de două pasaje în tensiune, ne spune mult despre un lucru pe care noi l-am pierdut. De exemplu, care ar fi problema ca să recunoaștem dacă aici este unul și dincolo doi și din punct de vedere al logicii sunt în tensiune, sunt în opoziție. Dar în același timp să ne imaginăm că problema aceasta nu afectează cu nimic autoritatea textului. Și faptul că copiștii nu au șters din condei lucrul acesta, ne spune foarte mult că ei nu vedeau cu asemenea diferență, era problematică pentru a susține autoritatea textului. Pentru că, de exemplu, oricare interpretare pe care o aducem să rezolvăm 1 și 2, atunci când introducem în discuție problema sinoptică, înțelegem mai bine. Dacă Marcu, de exemplu, a fost prima Evanghelie, nu? Și acum Matei citește pasajul din Marcu 5 cu 1 mai departe și spune că potrivit amintirilor lui sau a ceea ce știe el despre eveniment, spune că eu știu că sunt doi. Și el în loc de 1 scrie 2. Motiv pentru care cel mai probabil, dacă observați și comparați relatarea din Matei cu relatarea din Marcu, relatarea din Matei elimină toate cele elemente care nu mai poți să le prezinți ca fiind adevărate și despre al doilea. Și din acest motiv scurtează pasajul când îl compar cu Marcu. Pe când Luca, noi știm despre el că a fost cercetător, a făcut cercetări cu deamănuntul, nu? Trece probabil și peste aceste surse pe care le are și spune nu văd o problemă să copiez pasajul integral din Marcu, lucru pe care l-a făcut, cu excepția unei transpoziții acolo în pasaj. Dar tocmai aceste elemente pe care le vedem, un Matei care spune 2, deși are Marcu cu 1, un Luca care îl copiază pe Marcu și ei nu au o problemă sau diminuează prin deciziile lor autoritatea cuvântului dacă este 1 sau 2, pentru că aici, aș spune, reflectă partea aceea umană a scriitorului, a bagajului, a amintirilor pe care le are, și se reflectă
și în textele sacre. Iar un om astăzi, aș spune, el învață foarte bine și aici apreciez ceea ce s-a spus, că accentul nu este pe unul sau doi. Critica în alta astăzi te duce spre amănunte de felul acesta. Accentul este că Iisus este Domn asupra duhurilor și sunt supuse. Peste demoni. Ok. Ar mai fi și o altă ipoteză, domnule profesor Ieremia Rusu. Avem patru evangheliști care vorbesc despre viața lui Iisus Hristos, se ocupă pe îndelete de biografia lui. Și când avem, să zicem, aspecte din viața Mântuitorului sau aspecte din activitatea lui mesianică prezentată de toți cei patru, fiecare analizează, să zicem, episodul respectiv din perspectiva lui, din perspectiva fascinației, ce l-a fascinat. Și veți vedea că într-un fel vorbește Marcu și într-un fel vorbește Matei, într-un fel vorbește Ioan, într-un fel vorbește Luca, despre același subiect. Acum întrebarea este, că lucrăm pe ipoteze, nu e posibil ca să fi fost într-adevăr doi demoni, cum spune Matei, dar Marcu și Luca să fi fost fascinați doar de un dialog pe care Hristos l-a purtat cu unul dintre demonizați? Nu știu, întreb și eu, pentru că într-un fel trebuie să dezamorsăm tensiunea aceasta. La modul general, eu nu cred că în Biblie sunt contradicții, sunt aparente contradicții, sunt paradoxuri, pentru că realitatea e mult mai complexă decât ne-o putem imagina și înțelege noi. Și aici ar fi fost mai puțin credibil dacă toți evangheliștii ar fi relatat un eveniment cu aceleași cuvinte. Așa avem patru martori. Patru mărturii, nu una singură. Și de aceea, faptul că există variațiile acestea nu trebuie să ne surprindă, ci dimpotrivă să ne așteptăm să le găsim. Dar variațiile acestea nu înseamnă contradicții. Pentru că dacă Matei știe, și a fost de față, dacă Matei știe că au fost doi demonizați, a scris că sunt doi. Iar Marcu și Luca au prezentat, într-adevăr, pe unul dintre acești demonizați, cel care are și un nume, legiune, care ți-e numele, cu care s-a purtat dialogul. Și la Luca, de exemplu, ca medic, te aștept să se orienteze pe individ. Pentru că era... E un defect profesional. Exact, da. Nu există boli, există bolnavi. Medicul se concentrează pe om în sine, nu pe o boală. Și a fost fascinat de acest demonizat și pe acesta îl prezintă. Și faptul că ați punctat foarte bine lucrul acesta, fiecare din cei patru evangheliști au un anumit scop. Ei au scris unor destinatari cu un scop anume și prezentându-l pe Domnul Iisus Hristos într-o anumită lumină, dintr-o anumită perspectivă. Și având aceste diferențe în audiență, în destinatari, în scopul Evangheliei, în modul în care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, vor fi variații. Dar textele, regula este aceasta. Textele paralele trebuie armonizate, nu puse în conflict, în contradicție. Și aici e clar, dacă au fost doi demonizați, înseamnă că a fost și unul. Și se pot armoniza. Invit pe telespectatori să facă un exercițiu. Este o aparentă contradicție între evangheliști ce a scris pe deasupra capului Domnului Iisus Hristos la crucificare. Ce a scris acolo? Și am găsit lucrurile acestea în cărți ateiste care atacau credibilitatea Bibliei. Să caute versetele, sunt în ultima parte a fiecărei evanghelii, să le caute, să scrie Matei, Marcu, Luca, Ioan, fiecare să scrie. Și atunci va rezulta nu un text contradictoriu, ci un text complet. Să le adune, nu să le pună în conflict unele cu celelalte. Iar situația aceasta în care Matei dă niște detalii în plus,
O găsim, de exemplu, și la ieșirea din Ierihon. Domnul Iisus a vindecat, spune în Matei 20:30, doi orbi. Marcu spune un orb în Marcu 10:46 și îi dă și numele lui, fiului Timei, Bartimeu. Iar Luca 18:35, tot un orb. Dar dacă vrem tabloul complet, tabloul complet sunt doi orbi, dintre care unul îi și cunoaștem numele. Și am deplină încredere, Matei știe ce a scris, nu a exagerat. Din cauza aceasta eu cred că scopul Bibliei nu a fost numai de a transmite adevăruri teologice, ci scopul Bibliei a fost de... Biblia este inerantă, fără eroare în tot ceea ce afirmă că este adevărat. Inclusiv istoric, inclusiv grafic, științific, pe toate planurile. Exemplul pe care l-am analizat împreună este așa cum a spus și dumneavoastră, indiferent că au fost doi demonizați sau unul singur, mai contează câți au fost, mesajul nu se schimbă. Mesajul este clar, Dumnezeu este deasupra tuturor demonilor, El controlează lucrurile și El are putere asupra lor. Dar haideți să luăm un alt exemplu unde mesajul deja se schimbă și aici eu cred că tensiunea este și mai mare. De pildă, avem trei pasaje, Isaia 2, Ioel 3 și Mica 4. Toți vorbesc despre unul și același lucru, doar că mesajul deja se schimbă. Despre ce este vorba? În Isaia 2 cu versetul 4, pentru cei ce sunt acasă, mesajul este unul de pace. Deci Dumnezeu prin Isaia transmite un mesaj de pace și face o recomandare. Aveți săbii, topiți-le în foc și cu fierul acela obținut, fierul acela brut, modelați-vă pluguri. Arați pământul, lucrați pământul, să fie liniște, să fie pace. Deci luați toate săbile, toate sulițele, aruncați-le în foc, lucrați la această turnătorie și apoi cu materialul obținut, topit în foc, încercați să modelați pluguri și să lucrați pământul. Mesajul care este? A dispărut era războiului, s-a târnat cu războiul, de acum vine o eră de pace. Deci așa citim în Isaia capitolul 2, versetul 4. Dacă citim Ioel 3, 10 și Mica 4 cu 3, lucrurile stau taman invers. Topiți plugurile și făuriți-vă săbii și suliți, adică pregătiți-vă pentru război. Și acum când citești cele trei pasaje, Isaia 2, Ioel 3, Mica 4, stai și te întrebi mesajul care este, de război sau de pace? Că Isaia ne vorbește despre pace, ceilalți doi, Ioel respectiv Mica, ne vorbesc despre război. În același context. Deci deja mesajul se schimbă. Cum dezamorsăm și tensiunea aceasta? Cine vrea să înceapă? Aș putea să încep spunând faptul că Isaia 2 cu 4 se referă la același eveniment cu Mica 4 cu 3. În Isaia 2 cu 4 spune despre Dumnezeu, va fi judecătorul neamurilor, va hotărâ între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Va fi pace. Pasajul acesta de la urmă cu își vor făuri fiare de plug se găsește pe soclul unei statui din fața sediului ONU de la New York. Oare se găsește dar și la... n-au luat tot. Se găsește n-au luat tot versetul, tot contextul. Se găsește și la Kremlin? Nu, doar la New York. Ok. Da. Și același lucru spune în Mica 4 cu 3. El va judeca între multe popoare, va hotărâ între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă războiul. Exact. Și acum, cum înțelegem noi, ca și creștini pe Evanghelie, e vorba de domnia milenară a Domnului Iisus Hristos. Împărăția de 1000 de ani în care
Domnul Păcii, Domnul Iisus Hristos, va domni pe întreg pământul și pacea adevărată, pacea autentică va fi stabilită numai de El. De nimeni altcineva nu va fi, cu toate eforturile omenirii. Deci asta este încă o, să zicem, profeție neîmplinită. Urmează să se împlinească. E viitoare. Și e cu referire direct la mileniu. O domnia lui Hristos pe pământ timp de 1000 de ani. Da. Așa înțelege biserica dumneavoastră. Da, da, da. E premilenismul. Urmează, suntem în perioada dinainte de mileniu. Iar Ioel 3:10, fiarele plugurilor voastre prefaceți-le în săbii și cosoare în sulițe, cel slab să zică sunt tare. Acesta se adresează națiunilor. Națiunile care se pregătesc ca să vină împotriva poporului lui Dumnezeu și este parte a judecății neamurilor care vor fi la sfârșitul necazului cel mare. Deci este înainte de mileniu. Popoarele vor veni, vor încerca ca să distrugă poporul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, Mesia, va veni și va salva poporul evreu și va instaura împărăția mesianică. Și atunci nu este o contradicție, pentru că fiecare dintre aceste mesaje se adresează altor unor destinatari diferiți. Destinatari și alte momente din istorie. Ok. Deci aceasta este interpretarea Bisericii Creștine după Evanghelie. Altcineva? Aș vrea să continui în aceeași direcție, spunând că în Isaia, sau cel puțin în literatura veterotestamentară, pe lângă cartea Daniel, avem și anumite flash-uri, momente în care, în anumiți profeți clasici și nu numai, sau post-exilici, în care sunt inserate elemente escatologice, ceea ce se va întâmpla în viitor. Isaia, capitolul 2, este unul dintre aceste pasaje în care, într-un mod ideal, se spune ce se va întâmpla atunci când Dumnezeu își va împlini planul în istorie. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Tabloul este extraordinar. Va veni o zi, potrivit acestei apocalipse a lui Isaia, în care Israelul va fi un centru global de influență și de învățătură. De acolo va ieși legea, de acolo iese învățătura, cunoștința de Dumnezeu. Într-un asemenea moment în care e o pace universală, de ce să mai e nevoie de instrumente de război, de arme? Și după un asemenea tablou care se va întâmpla la așezarea împărăției lui Dumnezeu, ni se spune că spuneți printre neamuri, nu ne mai folosesc armele la nimic, pentru că e ziua aceea în care s-au rezolvat toate conflictele acestea care sunt pe fața Pământului. Bineînțeles că aici este o imagine embrionică a ceea ce va fi dezvoltat mai târziu prin cărțile Daniel sau cartea Apocalipsa cu privire la tot tabloul profetic. O altă carte, sau cel puțin jumătate din ea, este iarăși cu conotații apocaliptice, este cartea Ioel, din Vechiul Testament. Prima parte se ocupă cu un moment catastrofic care s-a întâmplat, o invazie de lăcuste în Israel. Și momentul acela a generat gânduri cu privire la ce va fi în viitor și cum se vor sfârși lucrurile în ziua de apoi. Și momentele care se prezintă în cartea Ioel sunt grupate ceva de genul momente care se întâmplă înainte de ziua Domnului, momente care se întâmplă în timpul zilei Domnului și momente care se întâmplă după ziua Domnului. Momentele care se întâmplă după ziua Domnului le găsim în capitolul 3 de la versetul 16-17 mai departe. Atunci din nou Israelul este în centru, Dumnezeu este rezidă, locuiește în Sion, toate neamurile sunt îndatorate Sionului, aici accentul este diferit față de ce spune Isaia.
Dar ceea ce precede ziua Domnului este un moment în care, este un moment în care Dumnezeu trimite Duhul Sfânt. Citim despre făgăduința revărsării Duhului Sfânt în Ioel. Și un alt lucru, care se întâmplă, forfotă între națiuni. Iar apariția sau momentul zilei Domnului este momentul în care Dumnezeu stă la judecată cu toate neamurile. Și aici este adunarea lor în valea lui Iosafat, valea judecății, adică Dumnezeu va veni și va face judecată. Și atunci când El va face judecată, haideți, spuneți, luați-vă sulițele, luați-vă săbiile și vedeți dacă mai ajută cu ceva. Pentru că atunci este ziua în care Iahve va judeca tot pământul, toate națiunile. Așa că trebuie să fim atenți ca să nu importăm în sens invers din Apocalipsa înspre Ioel. E adevărat că imagini din Ioel se regăsesc în cartea Apocalipsei, doar că vedem de la o carte la alta în Vechiul Testament că dezbaterea sau înțelegerea despre ziua Domnului devine tot și tot mai complexă. Până când în Noul Testament înțelegerea despre ziua Domnului este cu adevărat în anumite faze, evenimente înainte de mileniu, în timpul mileniului sau după mileniul, dar de asemenea evenimente care preced apariția lui Iisus Hristos, venirea lui Iisus Hristos și evenimente care succed această venire. Mulțumesc! Cum înțelegeți dumneavoastră, domnule Tărinte? Da, întrebarea este foarte bine pusă. N-aș putea să vă spun cum înțelege Biserica Pentecostală acest text. N-am întâlnit niciun comentariu pentecostal, nici pe Isaia, nici pe Ioel și de aceea tot ce pot să spun este să enunț, este părerea mea. În opinia mea, textul din Isaia 2, ca și cel din Mica, din capitolul 4, care vorbesc despre transformarea, da, mă rog, muntele Domnului devine un centru al, un vector de răspândire a cunoștinței lui Dumnezeu și apoi se ajunge la acea pace universală când se transformă săbiile în cosoare. În opinia mea, textul nu este strict eschatologic, el se referă în primul rând la biserică. Se referă la, dacă vreți, la epoca mântuirii. Și Isaia 2 și Mica 4. În sensul că acest Sion, poporul care răspândește cunoștința de Dumnezeu, conform revelației nou testamentare, pentru că orice text vechi testamentar trebuie interpretat și în lumina revelației nou testamentare, poporul acesta care răspândește cunoștința de Dumnezeu nu este poporul Israel, ci este biserica. De aceea, scriitorii biblici nou testamentari preiau foarte multe metafore din viața lui Israel, care inițial au fost atribuite lui Israel și sunt folosite acum pentru biserică. Da? Națiune sfântă, împărăție de preoți, Israelul lui Dumnezeu. Suntem numiți în epistola către Galateni, Israelul lui Dumnezeu. Da? Moștenitori ai lui Avraam și mai departe. Deci, vedeți, sintagme folosite pentru Israel acum sunt adoptate de către biserică. Este vorba despre era mântuirii. Când, ca să ne uităm în textul profetic, da, se vorbește despre muntele casei Domnului, da, casa Domnului, știm, noi suntem biserica, este templul lui Dumnezeu, da, neamurile se vor aduna cu grămada, în sensul că Dumnezeu va mântui prin poporul său, prin biserică, oameni din toate națiunile, de orice seminție, de orice limbă și așa mai departe. Deci, și perioada a bisericii care va culmina cu revenirea Domnului Hristos, când, la înnoirea tuturor lucrurilor, așa cum spune Domnul Hristos, folosind termenul, mă rog, evanghelistul folosește termenul grecesc palingenesia, renașterea tuturor lucrurilor, atunci, da, se va instaura acea pace universală, da, când Dumnezeu își va desăvârși planul cu biserica pe pământ. Când planul lui Dumnezeu de mântuire va ajunge la desăvârșire. Textul din Ioel, în schimb, așa cum îl înțeleg eu ca nespecialist, se referă la judecata lui Dumnezeu asupra neamurilor care l-au obidit pe Israel, care l-au persecutat pe Israel, care l-au subjugat pe Israel. Și pentru judecarea acestor neamuri, Dumnezeu folosește
alte neamuri războinice. Este, dacă vreți, paradigma, o paradigmă pe care o întâlnim în, în profeți. Dumnezeu folosește canuia anumiți cotropitori străini, după care îi spune cotropitorului, pentru că te-ai îngânfat și nu mi-ai dat slavă și te-ai încrezut în puterile tale, iată că tu însuți devii obiectul mâniei mele. La urmă, Dumnezeu își pedepsește instrumentul judecății, să spunem așa. Aici Dumnezeu cheamă neamurile la judecată, dar le cheamă pentru a pedepsi prin cotropire, da, prin jaf, pentru a le pedepsi, pentru a pedepsi națiunile care i-au fost ostile lui Israel în context. Da? Ceea ce ar trebui să înțelegem noi astăzi este că orice judecată istorică a lui Dumnezeu conține mesajul judecății eschatologice. Cititorul modern trebuie să se uite la acest pasaj și să spună: oricine încalcă voia lui Dumnezeu, oricine se opune planului lui Dumnezeu, nu unui popor sau unui om neapărat, oricine se opune lucrării lui Dumnezeu este pasibil de judecată. Dar o judecată mult mai aspră decât aceasta. De aceea Dumnezeu spune, ca să revenim la cuvintele profetului, fiarele plugurilor voastre, prefaceți-le în săbii. De data aceasta, Dumnezeu nu mai cheamă la pace. De ce? Pentru că neamurile acelea opresoare trebuie pedepsite. Da? Și Dumnezeu îi cheamă pe acești, cheamă aceste instrumente ale judecății sale, da? Transformați fiarele plugurilor în săbii, cosoarele în sulițe, cel slab dintre voi să zică sunt tare, împotriva acestor neamuri ostile, împotriva acestor neamuri crude care s-au purtat cu cruzime cu Israel. Dar citind teologic textul, ar trebui să înțelegem că orice individ, comunitate, popor care este ostil planului lui Dumnezeu este pasibil de judecata lui Dumnezeu. Nimeni nu va scăpa, nu va eluda justiția divină, de aceea trebuie grabnic să ne întoarcem la Dumnezeu. Cred că ați subliniat, dar nu am înțeles-o destul de clar. Aș vrea să vă întreb în mod direct. Când vorbiți despre Israel în contextul acesta, vă referiți la Israelul fizic sau la cel spiritual? De data asta nu înțeleg eu întrebarea. Deci noastră a zis că aceste neamuri care au obidit, au persecutat. La Israelul fizic din vremea aceea. Din vremea aceea. Da, din vremea aceea. Deci, da. Și atunci a fost o profeție împlinită sau urmează să se împlinească în viitor? După părerea mea, împlinită. A fost o profeție împlinită. Dar ceea ce urmează să se împlinească în viitor este adevărul teologic. Și anume că Dumnezeu într-o zi va chema toate neamurile la judecată. E un fel de profeție dublă. După părerea mea, orice profeție din Sfintele Scripturi are cel puțin două împliniri. Una istorică și una spirituală sau eschatologică, depinde de profeție. Da? Ok, mulțumesc. Sunt deja opinii diferite, de aceea am zis să fie lucrurile cât se poate de clare, de limpede pentru cei ce ne urmăresc. Cum se vede despre Biserica Ortodoxă sau dacă nu există o declarație pe seama acestor versete? Sincer, nu știu să vă zic. Habar n-am. Sunt momente în care profeții reiau anumite pasaje și le întorc pe dos. Cum este și acesta. Probabil că cel mai vechi, după părerea mea, ar fi Mica, sau Micheia. Isaia e contemporan, probabil că este preluat de la Micheia. Și Ioel schimbă. Ioel zice că Ioel ar fi ultimul, dar nu pot să bag mâna în foc pentru chestiunea asta. Acum, Ioel zice că e o contradicție, ci mesajul de multe ori al Scripturii este paradoxal. Dumnezeu se îmbracă în întuneric sau în lumină. Și. Dumnezeu îndeamnă la pace și sigur că în Isaia 2 și Mihea 4 avem împărăția păcii ca temă. Pe când în Ioil, în contextul judecății, ziua Domnului devine război. Și asta putem, cum a zis și Daniel, putem să vedem chiar la ziua Domnului, putem să vedem o evoluție a modului în care ziua Domnului este. La Amos, probabil textul cel mai vechi, ziua Domnului este negativă, totalmente negativă, în Amos 5. La Isaia, dacă ne uităm în, așa zis, Apocalipsa lui Isaia, vedem că ea este, de fapt, o zi dublă, de răsplată pentru cei buni care fac ospăț în 26, în Isaia 26, dar o zi neagră, o zi de durere pentru cei răi
care sunt pedepsiți la Isaia 24. Eu n-aș vedea aici o mare problemă, că într-o parte spune transformați-vă săbile în pluguri sau invers transformațiile... Da, e vorba de mesaj. Odată mesajul transmite spre împărăția păcii, cum spuneați Adinaur. Da, și sunt deschis la multe variante. Dată, care și altă dată spre război. Da. Și întrebarea este, păi mesajul e de pace sau de război? Poate să deruteze pe cineva? Spun, și, poate... Și problema în această, sau, în această privință este bine de subliniat că citind pasajul în context și apoi observând evoluția anumitor idei de la carte la carte, îmbogățirile care se aduc, se poate observa că nu este o antiteză sau o contradicție, cât mai mult un adevăr complementar sau momente ale unui concept mai amplu, cum este ziua Domnului, mult mai detaliată, de exemplu, în Ioel față de ceea ce se prezintă în Isaia 2. Vă propun acum un alt exemplu. Înainte să vorbim despre domnia sau anii de domnie ai lui Saul, primul împărat al lui Israel, 2 sau 40, vreau să vă fac o mărturisire. Vă duc aminte că în anii studenției am participat la o discuție, la o dezbatere destul de tensionată vis-a-vis de anii de robie ai lui Israel în Egipt. Într-un loc ni se dau 400 de ani, într-un alt loc 430 de ani. Și vreau să vă spun că tensiunea a fost destul de mare. Au fost, ce să vă spun, se simțea praful de pușcă în atmosferă. Deci asta se poate întâmpla și printre studenți, se poate întâmpla și printre teologi, dar exemplele acestea pot constitui muniții în mâna unor liberali sau în mâna unor oameni care oricum nu cred în Scriptură și consideră că acestea sunt dovezi incontestabile că Scriptura cap-coadă este o eroare și că nu este adevărată. Dacă îmi permiteți puțin, așa ca amuzament, putem să dăm și bibliografie în românește. Este tradus un dicționar al erorilor, așa se cheamă, lexiconul erorilor biblice. Nu mai știu exact când a apărut, cred că sunt vreo 10 ani, la paralela 45. Este un neamț, evident, îl cheamă Walter Jörg Langbein și a scris lexiconul erorilor biblice. Sigur că, dacă te uiți, multe nu sunt erori în sensul, nu știu, unor greșeli, dar sunt și unele care te pun pe gânduri și trebuie să recunoaștem că nu avem soluție la toate. Eu cred că mai degrabă lăsarea textelor așa cum sunt și înțelegerea în fiecărui text în contextul lui. Cred că e cea mai bună... Și spuneai mai devreme că atitudinea cu care pornești în studierea textului și totodată nu ascunderea sub cuvinte. Adică în cercurile experților a căuta să faci o distinție subtilă între o contradicție sau o inadvertență sau o neconcordanță nu e atât de mult relevant, că până la urmă ne referim. Și din acest motiv este important ca să nu afirmăm sau să punem asupra Bibliei povara aceasta inutilă pe care n-au avut-o, spuneam, sinopticii, n-au avut-o primii copiști ai Bibliei, ca să lași anumite pasaje care, în privința unor relatări despre anumite evenimente, să difere. Ei n-au văzut lucrul acesta o problemă și cu cât noi creiem așteptarea aceasta vis-a-vis de Biblie, cu atât mai mult muniția din partea cealaltă este mai performantă. Dar bănuiesc că pentru că autoritatea Sfintelor Scripturi nu rezidă sau nu constă în faptul că este unul sau doi sau că anumite versete par a sta în opoziție. Autoritatea stă în mesajul frumos, corect, unitar pe care îl transmit. Nu în precizia istorică. Dar imaginați-vă că și concluziile acestor domni care susțin că Scriptura este plină de erori și care scot și lexicoane, vorba domnului profesor Alexandru Mihaile, pleacă de la concluziile acestea, au plecat de la niște premize și dacă premizele sunt de genul acesta, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu poate să greșească, rezultă prin concluzie că toate mesajele trimise de Duhul Sfânt sunt infailibile. Fără să luăm în calcul că limbajul este unul omenesc. Ai spus foarte bine, mesajele.
Adică da, atunci când vorbești despre autoritatea lui Iisus Hristos asupra duhurilor, cred că cu toții suntem de acord. Corect. Și ceilalți. Corect. Adică nu poți nega adevărul acesta. Nu poți nega adevărul că Dumnezeu va trage la judecată toate neamurile. Indiferent dacă citești Ioel sau da, Mica sau Isaia. Adică adevărurile acestea fundamentale sunt chiar foarte frumos afirmate, doar că dacă pui accentul pe ceea ce nu trebuie, pe ce n-au pus evangheliștii, pe ce n-au pus scribii învățați în antichitate. Dar care ar fi până la urmă pretențiile acestor domni care consideră că Scriptura este o eroare cap-coadă? Dacă Duhul Sfânt al... mă îndresc la noastră, domnule profesor Ieremia Rusu, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu poate să greșească și controlează scrierea Scripturii cap-coadă, înseamnă că nici servii lui n-aveau voie să greșească. Ori dacă te uiți în 1 Samuel capitolul 13, versetul 1, mi se spune expressis verbis că Saul a domnit 2 ani, în timp ce în Fapte 13:21 mi se spune că aproape 40 de ani a domnit Saul. Și atunci și Samuel, da, și Luca au fost controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin urmare, și Luca și Samuel ar fi trebuit să dea una și aceeași dată, nu două date diferite. Și atenție, este o diferență de vreo 38 de ani între ce spune unul și ce spune celălalt. Și întrebarea este, sunt călăuziți sau nu de Duhul lui Dumnezeu? Sunt, este cartea lui Dumnezeu? Sunt călăuziți. Vă rog. Când am început să abordez aceste contradicții cu care era atacată credibilitatea Bibliei, neavând literatură de specialitate, am citit Biblia în contextul ei. La fel și aici, legat de 400-430 de ani, trebuie citit textul biblic. Și apare în Galateni 15:13. Și Domnul i-a zis lui Avram, să știi că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și vor apăsa greu timp de 400 de ani. Iar Exod 12:40, șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani. Deci, în Geneza îl anunță Domnul pe Avram că sămânța lui va fi robită 400 de ani, iar în Exod 12 nu spune că robia dura 430, ci spune așa, șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani. În Noul Testament este reluat. Și în discursul, în predica lui Ștefan, Fapte 7, versetele 5-6, spune, Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Deci, una este șederea de 430 de ani și alta este robia chinuită de 400 de ani. Să înțelegem că 30 de ani... Începe? 30 de ani n-au fost... Ce cu acești 30 de ani? Haideți să vedem. Așa spune textul și exact ceea ce am zis. Să nu ne repezim că e o contradicție, că nu mai înțelegem adevăruri mai interesante, mai profunde, pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în text. Hai să vedem ce-i cu acei 30 de ani. Și studiind aceasta, vedem niște adevăruri frumoase. Iar în ceea ce spune, Pavel, și el vorbește de asemenea de 430 de ani. În Galateni. Nu găsesc versetul acum. Dar spune și el de 430 de ani. Ce vreau să spun este faptul că citim în context și ceea ce adeseori printr-o citire superficială pare un conflict, s-ar putea să fie doar o pierdere a noastră a unor nuanțe care ascund niște adevăruri frumoase pe care cu puțin studiu le putem... La exemplu pe care l-am dat adinaori și anume domnia lui Saul, 2 sau 40, uitați ce înțeleg cei ce urmăresc această dezbatere, cineva ne scrie Ionuț Gavra, dumnealui urmărește emisiunea pe YouTube. Aceasta este o greșeală de traducere,
Deci omul recunoaște că este o greșeală, dar este doar vorba despre traducere. Saul a domnit 40 de ani și după ce a domnit 2 ani și a ales 3.000 de oameni. Cineva care urmărește pe YouTube. Asta nu se numește, este o interpretare care poate fi sau poate nu fi. Adică sunt mai multe interpretări. Una dintre ele este greșeală minoră de scriere. Ce? Și există în manuscrise, există mai multe variante de legat de 2, de un an, de 40. Există mai multe. Dar în Noul Testament este preluat cu 40 de ani și acești 40 de ani îi găsim ca durata domniei lui Saul și în Iosefus Flavius, în istoricul Iosefus Flavius, deci apare și în literatura evreiască. O altă explicație este exact ceea ce a spus telespectatorul, faptul că dacă citești versetul, se poate citi și aceasta, că a domnit 2 ani peste Israel, când apoi și-a ales 3.000 de bărbați, 2.000 cu el și 1.000 cu fiul său, Ionatan. Este o altă interpretare aceasta. Acum vă mai dau încă una, vă rog, care e posibil să fie așa. S-ar putea să fie cei 2 ani până Domnul a lepădat. De ce zice 2 ani? Pentru că legitim a fost 2 ani, după care, în momentul în care Saul a ajuns ca să fie, să se îndepărteze de Dumnezeu și de sub autoritatea lui Dumnezeu și nu și-a mai păstrat rolul pe care îl avea de regent, ci a devenit un rege oriental, stăpân peste poporul lui Dumnezeu, Samuel i-a spus că Dumnezeu te leapădă. Și s-ar putea să fie și lucrul acesta. Asta înseamnă că această lepădare a survenit după vreo 38 de ani. Nu, 2 ani. A domnit doar 2 ani legitim. Da. Și după 2 ani și încă 38 el a domnit ilegitim. Da, dar a fost tolerat. Putea Dumnezeu să-l oprească mai repede. Dar au fost tolerați mulți regi răi. Citim despre regi răi în cărțile 1-2 regi, 1-2 cronici, care sunt tolerați de Dumnezeu câte 40 de ani. Zice, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai rău decât înaintașii lui, a domnit 40 de ani peste Israel. Mm-hmm. Stai și te întreb. În Israel n-a fost niciun rege bun, în Iuda au fost doar 4. Da, și stai și te întreb de ce a tolerat Dumnezeu un rege care de la început, nu ca Saul, de la început a făcut ce este rău, a dus poporul în rătăcire și totuși Dumnezeu, asta este o dilemă teologică mai degrabă, dar este un adevăr că Dumnezeu tolerează uneori răul mai mult decât ni se pare nouă că trebuie. Ar merita. Da, că ar merita. Vă rog? Aș vrea să citesc versetul 1 din capitolul 13. Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani peste Israel. Aici este o introducere formulă în care o regăsim iarăși și iarăși, îți dă numele împăratului, câți ani a domnit și peste cine a domnit. Da? De aici stârnește, atunci când citești, observați cât material este scris despre Saul în 1 Samuel, până la capitolul 31. Este personajul aproape în fiecare episod principal. Cel care citește și observă evenimentele care se scurg acolo, își dă seama rapid că 2 ani nu poate să acomodeze atâtea evenimente. Și în același timp nu are resurse sau suficiente variante cu care să reconstituie textul original ca să încapă toate acele evenimente care sunt mult mai multe decât cât ar fi putut să cuprindă cei 2 ani de zile. Personal, un asemenea lucru la care nu am răspuns mie nu-mi diminuează încrederea în autoritatea Bibliei. Dar ca un cercetător pot să intuiesc că aici a fost sau este o greșeală textuală în transmiterea textului. Sunt mai multe pârghii o greșeală de în transmiterea textului.
De traducere. Nu de traducere, de transcriere. De copiere. Scribii, care, generații succesive de scribi care au reluat sau rescris textul, da? La un moment dat a intervenit sau a fost introdusă eroarea aceasta. E și justificată din cauza faptului că scrierea numerelor în limba ebraică seamănă și poate crea probleme. Shtaim Arbaim, adică nu sună fonic să comiți o asemenea greșeală. Adică sunt mai multe variante pe care noi, criticii textuali, le avem ca să explorăm cum ar fi putut intra în text o asemenea eroare. Ce este special aici la versetul acesta este că toată fenomenologia aceasta, ce ar fi putut să se întâmple în transmiterea textului, nu putem explica suficient de bine. Este într-adevăr ceva care ne deranjează, dar care nu subminează autoritatea scrierii sau a textului, ci este acel ceva pe care noi îl punem că Dumnezeu îngăduie în transmiterea textului să observăm la un moment dat că oamenii au fost oameni și se întâmplă astfel de erori scribale în transmitere. Iertați-mă că revin, vă întreb, dar tot cu întrebări de genul acesta m-am confruntat și eu. Sunt convins că și dumneavoastră. Ok, dacă aici a fost o eroare de copiere și atenție, nu periclitează mântuirea mea. În niciun caz mesajul capitolului. Nu schimbă cu absolut nimic data de problemei. Că pe axa timpului, fie că a domnit Saul 2 ani, fie că a domnit 40, pe mine nu mă afectează. Câtă vreme îi cunosc istoria, cunosc sfârșitul lui. Cititor de asemenea. Dar întrebarea este, dacă acolo a fost o greșeală de copiere, da. Atenție, unde nu îmi periclitează cu absolut nimic viața veșnică, există totuși alte pasaje din Scriptură sau ar putea exista unde chiar modifică mesajul și atunci o să cred una, dar de fapt să fie alta? Că dacă s-a greșit odată, se poate greși de două ori, se poate greși de mai multe ori. Vă pot spune cu privire la Noul Testament, pentru că chiar predau partea aceasta a Noului Testament, de istoria textului. Nu există absolut niciun text în care sau a cărui variantă textuală să schimbe înțelesul doctrinar al textului. Okay. Nu există așa ceva. Și la studiul Noului Testament, critica textuală dispune de aproximativ 6.000 de manuscrise ale Noului Testament. Nu complete, bineînțeles. Unele sunt chiar foarte mici, pentru că s-au deteriorat cu timpul, mai ales papirusurile. Papirusul era un material foarte fragil, s-au păstrat mai mult cele scrise pe pergament. Dar nu există niciun text ale cărui variante textuale, să spunem, să contrazică mesajul teologic al textului. O să vă dau un exemplu de text, vă rog, în care cercetătorii constată că diferența de înțeles ar fi mare. Să urmărim textul din Romani, capitolul 5, în care Apostolul Pavel spune în felul următor. Chiar și în edițiile noastre ale Sfintelor Scripturi avem o notă, acolo de aceea l-am ales pe acel. Spune așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Aici avem fie un prezent, ehomen în greacă, fie avem un subjonctiv, ehomen, dar scris nu cu omicron, ci cu omega. Dacă este scris cu omega, atunci e un subjonctiv. S-ar părea că unii scribi, fie din neatenție, probabil din neatenție, au scris cu omega aici. Și atunci a ieșit un subjonctiv. E un caz tipic de erori în transmitere. Este un caz tipic. Dar este, ce vreau să spun, că este considerat în cercetare ca unul dintre cazurile în care ar putea. Da, în care înțelesul s-ar schimba. Și cum ar fi înțelesul real? Asta este. Vedeți, înțelesul, cele mai multe mărturii sunt pentru prezent. De aceea avem aici timpul prezent și avem o notă de subsol cu să avem acolo. S-ar părea că cele mai multe mărturii, nu intrăm acum în detaliile, în acele criterii de comparare și selectare a variantelor textuale. Dar, în cazul în care, să spunem că e un subjonctiv, să spunem că suntem pe calea greșită, nu e prezent aici, e un subjonctiv, să avem pace cu Dumnezeu. Se schimbă înțelesul teologic al textului?
După părerea mea, nu. Pentru că ori spunem, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, ori spunem, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, să avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, e cam același. Adevărul este același. Putem avea pace cu Dumnezeu doar prin Iisus Hristos. Uh-huh. Ori este prezent, ori subjunctiv. Repet, acesta este unul dintre textele despre care specialiștii în critică textuală spun că diferența este mare. Închipuiți-vă cum sunt cele care diferența este mică. Avem texte în care Ioanes, da, Ioan, este scris odată cu un N, altă dată cu doi de N, da? Sau texte în care în loc de epsilon, E, apare eta. Sau, da, deci acestea sunt considerate diferențele mici, care în niciun caz nu schimbă. Dacă asta care este o diferență mare nu schimbă mesajul teologic, vă dați seama cele cu diferențe mici în niciun caz nu schimbă. Este bine că ați făcut aceste precizări. Adăugăm ceva aici, trebuie să mai adăugăm ceva. Aici ați luat un verset. Dar toate adevărurile fundamentale se bazează pe multe pasaje. Da. Și adică nu poți să faci eroare. Poate da. Să fie o doctrină dintr-un verset. Exact, exact. Și doctrinele fundamentale, esențiale pentru mântuire, toate au foarte multe pasaje, astfel încât este exclusă o eroare de copiere sau de altceva. Terminați-vă ideea, domnule profesor, da. Și apoi încheiem cu domnul Alexandru Mihail. Da, aș dori să mă întorc la cazul din 1 Samuel, unde ni se spune că Saul a domnit 2 ani peste Israel, iar în Faptele Apostolilor se spune că avem 40 de ani. Adică pasajul spune în felul următor: și ei au cerut un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu l-a dat pe Saul, fiul lui Kish. E clar că aici avem o tradiție iudaică, cum că Saul, ceea ce un cititor intuiește, trebuie neapărat să domnească mai mult decât 2 ani. Și vreau să fac observații despre numărul 40. Nu știu, David, de exemplu, foarte interesant, tot 40 de ani. Și este în Samuel, a domnit peste cumulat, cât a domnit într-un loc la Hebron și cât a domnit la Ierusalim peste Iuda și Israel. Dar cifra aceasta 40 mi-e greu ca cercetător să văd când este trece din latura aceasta literală spre cea literară. Adică când este folosită cifra aceasta cu valoare istoriografică sau cu valoare de compoziție artistică, poetică. De ce? Pentru că observați iarăși și iarăși în Biblie cifra 40 cum apare. Moise stă pe munte 40 de zile, 40 de nopți, 40 de ani în pustie. A fost lovit Pavel cu 40 de lovituri fără una și acum, din punct de vedere al cum raportezi, pui 40 și mai scazi una. E clar că cifra aceasta 40 are o bogăție mai mare decât noi, o simbolistică teologică. Și aici, dacă nu ai data exactă, apelezi la o asemenea perioadă care este consacrată, au avut-o și alții, și te raportezi. Și cred că în acest fel nu prezinți un răspuns exhaustiv sau cu pretenția că este infailibil, dar cred că însăși cifrele acestea îți comunică o problemă care există, o recunoști, dar în același timp nu te deranjează în credință. De data aceasta, tot de pe YouTube, cineva care consideră că Biblia este plină de neconcordanțe, de contradicții. Care era diferența de vârstă dintre Saul și David? Apoi să vedeți noastre complicații acolo. Și continuă. David avea 30 de ani când a devenit împărat. De la ce vârstă îl slujește David pe Saul? La ce vârstă moare Saul? Pentru ca David să fie în vârstă de 30 de ani la preluarea împărăției. Deci sunt și unii care consideră că... Ce aș putea să-i răspund, și într-adevăr sunt întrebări foarte bune atunci când studiezi cronologia sau în paralel viețile lor și cum au interferat cei doi, Saul cu David, sunt multe chestiuni de istoriografie. Dar ce am remarcat la 1 Samuel, 2 Samuel, în opoziție cu cronici, ați văzut că atunci când e vorba în cronici să raportezi anii unui rege, îi dai cu zile, dacă e necesar, a domnit 8 zile și atât, sau 22 de ani, 15 ani, este
un alt gen literar. Acolo este istoriografie. Aici sunt istorii, dar unde se afirma înainte, sunt narațiuni care au un alt stil. Și atunci nu atât de mult primează exactitatea aceasta cronologică și istoriografică, ți le dă ca un fel de footnote acolo, adică ceva am uitat să zic, hai să spun și asta, cam cât a domnit fiecare, primează mai mult realizări și actele lor și ce au implicat acele acte. Cineva ne scrie, bună seara, uscarea smochinului blestemat este un alt exemplu. De pildă în Matei 21, versetul 19, s-a uscat pe loc. Iar în Marcu 11, 13 la 14, smochinul s-a uscat abia a doua zi. Nu spune că l-au găsit uscat. Da. Așa ne scrie. Da. Iar altcineva spune, este normal să apare contradicții, dar pune ghilimele de rigoare. Este normal să apare contradicții în Biblie, deoarece... Și enumeră câteva motive. Mesajul a fost preluat de la Dumnezeu de oameni imperfecți. 2. A fost transmis mai departe tot de oameni imperfecți. 3. Este interpretat de noi tot oameni imperfecți. Adevărul lui Dumnezeu este desăvârșit. Cred că nu e vorba despre dumneavoastră că sunteți oameni imperfecți în seara aceasta când încercați să... oferiți mesaje. De ce n-ar fi vorba? Da, e vorba. Ok, bun. Terminați-vă ideea? V-ați terminat ideea? Da, mi-am terminat. Da? Doar apreciez toate aceste reacții pe care le primim și problema se pune cum conviețuim cu astfel de lucru și personal mi-am găsit echilibrul gândindu-mă în felul următor. Există un tip de cunoaștere sau de cercetare a Sfintelor Scripturi când, fără multă analiză, ești fascinat de ea. Și am trecut prin faza aceasta și am momente în devoțiunea mea personală în care pur și simplu citesc un pasaj și rămân fascinat de conținutul lui, de îndemnul pe care mi-l dă Dumnezeu prin pasajul respectiv. Dar sunt alte ocazii în care cercetarea înseamnă să despici firul în patru sau să faci o analiză filologică mai profundă, să compari cu alte versete. Și eu cred că atunci când iei sau când analizezi exhaustiv un pasaj, te face să fii și mai conștient de puterea lui Dumnezeu, cum a reușit timp de milenii să ducă până la noi în cuvinte, iar cuvintele acelea să aibă autoritate sau să ne lege de Dumnezeu într-un mod unic, este inexplicabil și eu cred că cu cât cercetezi mai mult Scriptura, cu atât devii mai conștient prin câte alte moduri ar fi putut sau în câte alte moduri ar fi putut să sfârșească Scriptura. Și nu a fost așa. A ajuns până la noi în modul acesta. Altcineva scrie, bună seara, eu cred că sunt multe contradicții în Noul Testament și ar fi bine să fie discutate. Păi asta și facem. Asta am încercat să facem în seara aceasta. Evident că am venit doar cu câteva exemple, dar dumneavoastră ați putut trage concluzii dacă sunt greșeli de fond care se prejudecă viața veșnică a noastră. Altcineva scrie, capodopera măgirilor satanei este aceea de a ține mintea oamenilor în cercetarea și emiterea de ipoteze despre lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a transmis și pe care El nu intenționează ca noi să le înțelegem. Foarte interesant. Deja începem cealaltă emisiune. Domnule profesor, va aparține ultima intervenție. Scurt, dacă ar fi să spun ceva legat de Saul... Și eu cred că ar trebui să fim deschiși la posibilitatea ca textul la un moment dat să fie și corupt. Și în cazul de față, eu cred că este corupt în 1 Samuel 13, pentru că uitați, în ebraic așa sună. Saul avea un an când a ajuns rege și a domnit 2 ani peste Israel. Așa spune textul, deci cu un an, apare doar Shana, an. E clar că acolo lipsește ceva, pentru că nu poți să ai, evident, un an. E clar că lipsește un numeral și dacă lipsește la indicarea vârstei, de ce să nu lipsească și la indicarea domniei? Pentru că și eu cred, așa cum sunt evenimentele, sunt prea multe să se consume doar în 2 ani.
De ce să nu fim deschiși la posibilitatea ca în anumite locuri, nu importante, să mai avem și greșeli de transmitere și aparatul critic, practic, asta ți arată că din loc în loc mai ai anumite greșeli de transmitere care evident că nu periclitează textul și aș rămâne la fel deschis, cum s-a spus și mai devreme, la faptul că anumite lucruri pot fi mai simbolice. Nu? Gândiți-vă că primii trei regi, Saul, David, Solomon, fiecare au 40 de ani. Fix să fie așa, fiecare 40 de ani. De ce să nu fie, cum s-a spus și mai devreme, 40 să fie un număr simbol, mai... Da, un simbol. Consacrat. Exact, da, exact. Pentru regii proeminenți. Da. Și dacă ținem cont, cred eu, de speciile literare, adică să recunoaștem unde este un discurs filozofic care pune accentul pe altceva, unde este istoriografie, unde este, nu știu, extras din arhivă. Biografie sacră, să zicem. Da. Biografia sacră este plină de astfel de, într-adevăr, da, de simboluri. Uitați o chestie care e interesantă, dau un exemplu, îmi permit să dau din Noul Testament. Dacă stăm să comparăm genealogia Mântuitorului, care este pe linia lui Iosif, evident, în Matei 1 cu Luca 3, vedem că sunt două variante total diferite. Dacă numărăm la Matei 1 fiecare generație, vedem că nu sunt chiar 14. Ultima e de 13. Exact. Ceea ce ne sugerează că se operează și cu simboluri. Adică sigur că autorul sfânt știe că sunt 13 pe acolo, dar pentru el numărul 14, folosit pentru fiecare grupă din genealogie, transmite ceva. Nu, de două ori 7 sau... Da, se presupune că numele lui David, nevocalizat, dă 14 în ebraică și atunci, prin aceasta, Matei vrea să arate că Hristos se naște ca succesor al lui David. De trei ori. Da, de trei ori 14, numele lui David. De trei ori urmașul. Da. Sunt foarte multe mesaje pozitive care consideră că Biblia, în pofida acestor, să zicem, inadvertențe, este totuși cuvântul lui Dumnezeu, este adevărată și schimbă vieți de oameni. Cineva scrie, sunt convins că au fost doi demonizați și să vă zic de ce. Să privim la meseria pe care o avea Matei. Era vameș, deci avea un defect profesional și anume acela de a nota tot ceilalți doi. Și taxa. Ceilalți doi evangheliști s-au axat așa cum spuneau și invitații din platou pe dialogul purtat între Domnul Iisus Hristos și așa. Dar această convingere că vameș, Matei era vameș și nota tot, eu cred că uneori vameșii nu notează tot și mai... Ok. Aș vrea să adaug un lucru pentru telespectatori. Vă rog. S-a dezvoltat arheologia biblică în ultimele 200-300 de ani. S-a dezvoltat foarte mult și orice cazma care se escavează confirmă relatările Bibliei. Și dau un singur exemplu. Istoria seculară spunea că n-a existat Ninive. Și un naturalist, diplomat și medic, Paul-Emil Botta, francez, în 1843 a făcut escavări arheologice între Tigru și Eufrat, crezând că ceea ce scrie în Naum despre dărâmarea cetății Ninive este adevărat. În fine, a primit o informație locală și a plecat de la situl pe care îl începuse și s-a dus în altă parte și a descoperit cetatea Sargon. El a crezut că este Ninive, a reședința palatului Sargon al doilea. Și au apărut comorile. Doi ani mai târziu, în 1845, Henry Layard, un englez, a săpat unde săpase Paul-Emil Botta la început și a găsit cetatea Ninive. Și în felul acesta, acele statui gigantice nu sunt la Paris, sunt la Londra și au transportat vestigiile arheologice. Istoria seculară își bătea joc de Biblie că nu este adevărat. La fel poate să fie cu Darius Medul. Nu există așa ceva, nu este specificat decât în Biblie. Și totuși,
Biblia are dreptate. Atunci când citim Biblia și istoria seculară, să dăm crezare Bibliei. Închei, oricum am depășit deja, am intrat pe sfatul celelalte emisiuni. Cineva vă întreabă pe dumneavoastră dacă știți când se termină războiul în Ucraina și ce soluții ar avea, eu știu, lumea creștină pentru oprirea acestui macel. Poate că într-o altă dezbatere... Am numele unui profet, dar nu sunt profet. Okay. Bun. Dragi prieteni, vreau să închei cu un verset din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește, ascultă și împlinește cuvântul acesta al lui Dumnezeu, lucrurile scrise în cartea aceasta, pentru că vremea este foarte aproape. Și dacă vremea este foarte aproape și Hristos este gata să se întoarcă, atunci El ne va judeca pe baza acestei Evanghelii. Pentru că Pavel spune și lucrul acesta se va vedea în ziua când Hristos, după Evanghelia mea, va judeca pe oameni. Noapte bună, Dumnezeu să vă binecuvânteze!